Hai să vedem repede simulările. Deci o greșeală de perspectivă. Da, orice face. Aici e o greșeală de perspectivă și cred că e prea înaltă structura asta. Nu ține doar din cărți de joc. Încearcă linia orizontului mereu să o pui jos, da? Întoarce la perspectivele alea construite. Aici noi mimăm o perspectivă construită, cum ar veni, da? Similar și aici, mai jos linia orizontului. Deci e o greșeală de perspectivă. Asta trebuie să vină ca o prismă triunghiulară, da? Asta e în axonometrie. Trebuie să fie făcut da? În perspectivă. Și aici asta e iarăși greșit în perspectivă. Ar trebui să fie la două puncte de fugă, da? Ia. Mă uit întâi la toată lumea eu la rând și după aceea o să vin și notez, da? Deci e bine. Foișorul ăsta de aici. Fă știu să vină mai, da? Și cam suspect că e atât de aproape. Adică dacă s-ar întoarce acoperișul cu totul, știi? Ăsta e prea mort, da? Linia orizontului sus și să fie un pic în perspectivă. Da? Aici este, iarăși, linia orizontului prea sus. Știi ce zic? Prismă triunghiulară, iarăși aici. Zic cea mai sofisticată chestie posibilă, nu? Asta n-ar strica să fie în perspectivă. Că momentan nu prea e. Da, asta merge numai că e greșit aici în perspectivă. Nu mai fă la un punct de fugă. Fă la două, da? Asta este cute, numai că este greșit. Nu e nici în perspectivă. Asta e bun ca linia orizontului, dar cred că e cam lung. Ar fi mai scurt un pic pe latura asta, da? Deci e ok, numai că nu cred că e corect făcut în perspectivă. Observ, perspectivă se tot repetă, da? Ceva legat de chestia asta aici. Da? Asta e bine, dinamic, și asta este bine, dar ne-am apucat să-l termin cu umbrițele. Desenul de linie e un pic de tot. Desenul de linie nu începe să fie bine ca aici, cu degradee, așa. Hașura, în schimb, da? Trebuie să nu o dăm prea mult pe lucioase de astea, așa, da? Deci că totul făcut din silicon. Dar e ok, în principiu, da. Da. Poate niște umbrițe pe aici mai rapid date, da? Aici și aici e ok și perspectiva foarte bine. Da, griurile astea sunt prea închise, știi, comparativ cu cei aici, da? Dar poți să faci să stea pe ceva. Și aici e o chestie cu... Sunt prea niște suprafețe în astea, uite, aici, aici, amorfe. Pată de culoare de asta amorfă, da? Care scade toată grafica, calitatea graficii, da? Calitatea planșei, până la urmă, da? Vedem aici să reducem asta în interior. Da, foarte bine. E o chestie de proporție pe aici, să vină asta mai jos un pic, da? Aici e bine, dar trebuie umbrițe în dreapta. Da. Cred că parcă era că l-ai făcut de 5 ori. L-ai predat de 5 ori. Este varianta finală. Noi. Niște trucuri și tehnici. Asta e bun, să știi. Da, asta este foarte ok. A stat un pic mai mult pe asta decât. Realist vorbind, cam asta, prima, ar fi cea făcută în intervalul de timp, da? Dar e greșit complet ăsta, da? Așa pe hexagon, numai că e greșit în perspectivă aici, da? Aici e greșit iarăși în perspectivă. De ce nu le faci la mâna liberă? Nu știu. Tu știi. Linia orizontului mai jos, da? Că nu par să intre oameni în clădirea aceasta. Deci e ceva greșit la acoperirea asta. Acoperișul ăsta, da? Se pune mai aici o umbriță purtată. Și tot așa, prismă triunghiulară. Da? Aici e bine. Acoperișul ăsta nu prea îmi place nici ca grafică, nici ca... Aici e bine. Aici e bine. Imediat. Aici e ok. E o chestie de proporție care nu-mi place aici. Se simte ceva ca și cum... Ce zic? Astea ar fi mai mult sau mai puțin tragă la același punct de fugă. Și dacă e mai plat, stai mai aproape cumva. E ok ce avem aici, hai să retragem asta un pic în interior. Da? Că să fie mai pătrat cumva în proporție. Da? Și aici se întoarcă astea cumva. Nu prea îmi place nici cât e de mult ieșit aici și de da? Acoperișul și faptul că șița asta e dreaptă, așa ar trebui făcută la mâna liberă un pic. Da? Bianca, fam, le-a inversat pe toate între ele, da?
Deci ar fi ok cât de cât cu înălțimea, n-ai hașura nimica, da? Prismă triunghiulară neapărat aici, da? Încearcă să nu mai inversezi piesele între ele, să fie în perspectivă. Ilia, da, stai bine. Nu e rău, dar încearcă să-i faci șița aia care se duce după curgură, da? Nu e rău nici aici. Dar un pic mai sus în linia orizontului, nu e rău nici aici. Un pic prea îngust ăsta. Pare așa că te strecori, știi? Ăsta nu e rău nici el. Nici progres. Ideea care ar fi? Să încercăm să ducem până la capăt grafica asta sensibilă, da? Cum ziceam, tu gata, ai trecut de stadiul ăla. La început nu se mișca nimic, da? Acum totul se mișcă foarte bine, trebuie să-i dăm patina aia de calitate, da? Nu trebuie să sacrificăm patina aceea de calitate, da? Asta nu se ghiceți, n-ai mai încărcat planșa vreodată, da? Să vine aici o alee, ceva. Cu pietre, cum am zis, da? Nu e rău ce e aici, dar e negru ăsta de aici. Sta cu snake skin, așa e ok, dar trebuie să fie în perspectivă, știi? Șanse prea mari să fie o bușeală. Știi? Și aici are și prismă triunghiulară. Dar atenție cu latexul ăsta. Încearcă să dai suprafața uniformă, știi, când hașurezi. Și să aducem mereu, ăsta e blestemul, trebuie să aduci, suntem pe planeta Terra, da? Planeta Terra are gravitație, noi construim în funcție de chestia aceasta. Deci tectonica clădirii mereu trebuie să fie exprimată, ancorarea asta de sol al desenului, da? De arhitectură. O să vezi că desenele bune sunt bine ancorate de sol, par așa că stau, știi? Foarte bine aici, fundal, da? Aș fi pus asta mai sus un pic. Știi ce zic? Umbriță aici, dar nu e rău pentru începător, asta n-are nicio treabă. Să fugi mereu de ciuperci, nu vrei o clădire care așa, știi? Stă pe un picioruș, nu. Creează un efect din ăsta, complet neplăcut. Da, n-ar fi rău, dar accentele astea. Mai multe accente. Dar aici e o mică greșeală de perspectivă. Dacă duci pe mijloc, o să vină mai înclinat așa în interior un pic, știi? Și asta nu e... Da, poate ar avea un turn în coștul ăsta de fum, dar eu aș vrea să văd ventilația aia. Aia mi se pare mie cea mai caracteristică, știi? Da? Deci n-ar fi rău, numai că să vină și în spate un ceva, știi? Stai ok, să știi. Da? Prisma triunghiulară. Ce-am făcut? Este ok. E ok, e probabil prea mic, dar e ok. Da, foarte bine. Aici e o problemă cu asta și nu mai faceți pe câmp așa. Puneți-le măcar un acces, o alee, un pic de context, da? Nu e rău de nisa. Mi se pare mie sau au început neuronii să fie de partea ta? Da, la început parcă era un război. Știi, acum începe să fie ce trebuie. Foarte bine. Dar mai, da? Aici, în schimb, ăsta e, îmi creează numai sentimente neplăcute, da? Probabil și ție ți-a creat, mai desena, nu? Hai, nu e rău aici, o perspectivă aeriană. Da, foarte bine. Yay, paginăm pe verticală. N-ar fi rău ce e aici, trebuie un pic de fundal, ceva. Aici, în schimb, e Ebola. Da, este o arhitectură de... Oh, ce stă pe bila asta, pe hârtie. E hârtie specială, da? Aici e destul de ok, dar trebuie linia orizontului mai jos. Deci e ok, se vede un pic cam frontal, dar scăpați de zgârieturile astea de pisicuță, da? Dați-i un pic de transparență dacă ar fi ceva. Se vadă în interior, da? Hai să întărim aici umbrițele purtate. Pardon, conturul întâi și după aceea umbrițele purtate, da? Nu era panglic asta, trebuie să fie mai clar desenat. Dorin, da, ai tu un flair al tău, o carismă de asta în desen, dar trebuie să nu devii... Tu începi să-ți bagi picioarele, așa ca o limită subtilă. Și când începi să-ți bagi picioarele, gata, aia e. Nu. Până la capăt îți bagi, știi? Gluma aia cu musca și cu... Da? Te bagi, te bagi până la capăt. Până la capăt, da? Hai să încercăm să facem chestia asta mai... da? Mai scurtă, că e prea lungă, da? Nu era casa asta tradițională. Ce că știu să întorci lemnul? Ce să știu, să fiu, nu cred că... Cred că vine soclu și are un fel de tencuială aici, știi? Nu știu dacă vine din lemn așa pe fața, deci trebuie neapărat ventilația asta de aici, da? Aici asta mai îngustă. Nu e rău ce e aici, da? Merge, merge, da? Nu vreau văzutul ăsta frontal, că e infernal, da? Așa. Dragoș, da. Și la tine ai o energie de asta foarte bună, să știi. Îți dai seama, o să ai proiecte și e ce o să fie?
Nu o să fie că-ți vine o idee genială din neant deodată, da? Sper că v-ați prins că nu așa funcționează, da? Să fie ce ți-ai construit acum, energia asta, o să o exprimi în alt limbaj, da? Hai să punem aici o ventilație. Ăsta nu e rău, să știi, ăsta e ok. Și ăsta ar fi ok, trebuie să fie mai mare baza asta. Ambiță purtată aici, trebuie să vină la un punct de fugă. Nu e rău ce e aici, deci un pic am aliniat. Și se dea un pic de degradeu, da? Dacă insisti tu să fie, stai așa, stai un pic pufi. Să ne știm arhitectura tradițională un pic mai bine, da? Ventilații astea sunt pe mijloc, nu sus. Mai jos, așa, mai la o treime de jos, da? Cât exact? Nu știu pe din afară. Trebuie să fac research ca să știu, da? Dar știu că proporțional trebuie să fie tot așa, mai apropiat de o treime. Da? Greșeală de perspectivă aici. Big one. Da? Mamă, ce aici? Ce-mi place când nu mai merge software. Deodată, știi? E plăcut. Dă-mi o secundă. Așa, cum ziceam, deci asta trebuie să fie în perspectivă, să se ducă în jos un pic, dar la un punct de fugă în stânga. Asta e un punct de fugă, n-aș vrea. Aș vrea să fie la două puncte. Ce înseamnă chestia asta? Păi concret înseamnă că trebuie să fie... Îmi place că edita mai poza. Da? Îi dăm și aici un... Imediat. Da? Îi dăm un... Unde stă la un punct de fugă, da? Să mărească perspectiva. Da? Încearcă să scap de acest punct de fugă. Da? Nu mai fă perspective la un punct de fugă. Ridicăm aici, da? Da. Foarte bine aici. Grafica un pic murdară, Liviu. Și umbrele ar trebui să fie pe stânga. Asta modernă e ok. Și ce e ok, chit că nu cred că are loc vita mai, da? Aici poate tăieturile astea un pic mai mari. Nu e rău, ai niște calități, să știi. Ai, se simte că e ceva acolo. Ce poți să pui mai închis un pic, dacă ar fi, da? Golul ăsta de aici e un pic deranjant, știi, poate umpli cu hașură, adică orice umplutură posibil, știi, să încerci să scoți ceva. Da. Să vezi aici să fie simetric. Încearcă să intersectezi liniile, te rog eu, da? Așa. Foarte bine. Da. Fundal. O tablă pe care să stea, da? Să tragă și astea două puncte, da? Deci trebuie să fie grafică în aceea arhitecturală. Maria, da, aici e bine, aici nu prea e bine. Să fie linia orizontului mai sus. Și aici e o problemă cu perspectiva. Încercați și voi să trimiteți pozele cum trebuie, dar nu mai trimiteți rotite. Și aici e o problemă cu perspectiva. Asta nu prea are cum să vină așa, să se ducă în perspectivă. Mamă, ce fac, tapie, că și întors la... Sunt prea multe greșeli, Maria, de genul. Aici să fie o elipsă foarte plată. Deci vine așa. Și asta vine vertical, dar s-ar putea să... Acum nu știu cât e inclinația. Dacă asta prin rotația a devenit tata, deci probabil să ducem foarte în spate. Oh, shit, stai să notez niște tâmpenii. Deci luat GDPC, scuze un pic, PC și gen, ce mai am de luat de pe asta? Mai am de încărcat, scuze, scuze, YouTube. O să bag o strâmbă de aia, zic că sunt artist confuz și trebuie să, da? Asta nu e corect, hai să-l facem în stânga cumva, așa aș face, da? Și așa mai ascunzi un pic din ce în spate și da, poți să furi un pic imaginea asta, să fie perfect corectă, da? Nu e rău, dar asta e prea franjurată, așa e, nu prea e ce trebuie. Aici începe să fie bine, dar trebuie desenul ăla de linie mai clar, știi? Da? Și aici se tragă în perspectivă. Aici începe să fie bine iarăși, da? Poți să scap de caruiajul ăsta, da? Încerca să nu fiți superficiali, da? Oamenii superficiali, minimul de efort, da? De parcă eu îți cer astea pentru mine, știi? Nu. Se zice ca tu să poți să, da? Să crești un pic la, da? Chestiile astea o să vezi că o să se tot repete. Toată viața ta. Toată viața mea, da? Hai,
A, umbrițele aici în stânga. Nu știu ce e paginat așa, dar mă rog. Asta nu e în perspectivă. Dar o să notez grafica. Grafică originalitate, da. Da. Să se tragă în perspectivă. Deci e în pădure. Clădirea asta. Vezi că trage un pic în stânga, așa. Se duce ceva acolo pe final. Nu e rău. Ia să vină aici asta pe triunghi. Ne mișcăm foarte încet. Să venim la recuperativ. O să fac din nou liste de liste management, da? Imediat facem totul, da? Da, n-am ce să zic acolo. Da, nu e rău. Deci e cam sec să fie prins mai triunghiulară, da? Gulerașul ăsta e un pic... Că nu poate să fie chiar guleraș așa, nu trebuie și tu mai mult, să fie mai cu totul, știi? Ramira, da, căsuța asta nu, încercați să alegeți și voi o căsuță, că nu e o coșmelie, da? O, ce urât e hașul ăsta. Și ăsta e urât. Da? Aici începe să fie bine. Da. S-a și spart un pic bila asta pe măsură ce a intrat în clădire, da? Roberta nu e rău, ăsta un pic mai mare, da? Ăsta e ok, e ok, chit că-s mici așa. Cine de angsturi, da? Da. Ignora angsturile, da? Cea că să treci prin ele, pur și simplu. Ștefan, surprinzător, foarte ok aici. Aici e un pic de tot ciudat, că pare ca și cum, da, nu cred că era chiar așa. Cred că era un grătar pe aici, știi, și, știi ce zic? Și treptele astea sunt un pic prea de marinar, așa, sunt la 45 de grade înclinații, da? Și aici ai o greșeală de perspectivă, băgam și speram că e mai bine, dar nu e, da? În ciuda polemicilor noastre, tu știi că eu vreau să fie bine pentru tine. Asta trebuie să vină, știi, zic, cât de cât să fie în perspectivă. Dacă se duce asta sus, trebuie să fie mai mic cumva. Și ce zic, să duce un punct de fugă sus. Teo, da. Prea-mi plac căsuțe astea. Ce alegem mereu cele mai ieftinache, știi? Hai să alegem ceva mai impresionant un pic, știi? De aceea am plan de L. Cum o să întâi cineva în comentariu. Ah, nu știi numele, zic. Da, din Gorj, parcă să nu. Din zona aceea de ceva est, ceva vest, Muntenia, bla bla, da? Da? Ceva care are, da? Se ridică un pic, știi? Și mergi pe lângă așa, da? Și cu pitniță aici, cu astea, da? Adică... Asta e ok. Nu un pic cam tigrișor. Asta e tot ce am de zis. O să dea un pic de fundal. Bun, hai să începem să notăm. Deci, da, la originalitate din 3-3-3, da? Din originalitatea ai 0-2. La desen de linie ai 2. Nu. Din 3. Ai 1. Și la hașură ai 1. 2, 3-20. Da, 3-20. La originalitate avem un 0,5. La grafică de hașură avem un 1,2. La desen de linie avem un 1,2. 2,40, 2,90, 3,90. Da, e un 3,90, clar. Vezi greșelile de perspectivă, da? Că astea te distrug. Ia uite, zici că la foc. Da, la grafică de hașură avem un 1,2. La desen de linie avem un 1, da? La originalitate avem un 0,6. 2,80, 3,80, da, e cam de un 3,80 este. Un 3,60 chiar. Un pic mai slăbuț, da? La desen de linie din 3 avem un 1,9, da? La hașură, 1,6. La originalitate avem un 1,7, cred că. Că e destul de original. Să știi că nu... Bine, hai! Fie. 3,90. 5,50, 6,50, da! Cred că ar fi de un 6,50. Un 6,40 poate chiar, da? Că o să scadă neapărat pentru faptul că e spartă imaginea, că lipsesc umbrele astea, da? La originalitate avem un... O să scad foarte mult la hașura. Hașura avem un 1 pe zonele astea moarte. La desenul de linie avem un 1,8, cred că. Dar și la originalitate tot așa, un 1,6. Gulerașul ăsta te seacă, da? 3,40, 4,5, 40, da, este de un 5,70, așa. Da? Nu poți să treci mai mult, că n-ai chestia asta.
Prea slab. În cazul ideal, la originalitate, avem un 2. La desen de linie avem un 1, greșit, greșit. La hașură avem un 1, 3. Ăsta te seacă foarte mult, da? Pot să zic că un 1, 7 scad un punct la sfârșit, da? 2, 30, 40, dar este cam de un 5, 80. Da? Din cauza ăstuia și ăstuia. Asta e oribil. Da? Și ăsta ar fi oribil. La originalitate avem un 2. Îmi place. Asta îmi place foarte mult, e foarte bine făcută. La desen de linie avem un 1, 7. Da? La hașură avem un 2. 5, 7, 10, 6, 7, este cam de un 6, 60, să știi. Ai, ai și aici. Dar sunt faze care te trag în jos, e prea robotic desenat. Jumătate de sus e robotic desenată, jumătate de jos e făcută de altă persoană. 06, 02, 02. Sunt și inversate între ele, nota 2. Originalitate, da. E aici un pic de greșeală, dar e bine. 1,7. Desen de linie 1,7. Tot așa, cam un 1,7. 5, 1, 6, 1. Da, este de un 6,30, zic eu. Dacă mai întări un picuț desenul de contur, ar fi perfect. Desenul de linie 1,7 nu e rău să știi desenul de linie. E o problemă de perspectivă pe aici. Originalitate 1, da, tot așa, cam de un 1,7, 1,7. Da? Problema care este? Că hașura asta a rămas blocată la un nivel cu ea, da? Și alegești tu o căsuță mai interesantă. Nu avem PDF-ul ăla cu istoria arhitecturii în România? La nivelul la care trebuie să știm, nu este perfect. Desen de linie 1, 2, nu e rău să știi. Hașura e 1, originalitate 1. 4. Foarte bine. Da. Foarte bine. Originalitate nu e rău. Suntem un pic weird. Suntem un pic weird așa ca fi persoană, da? Dar e începe să fie ce trebuie, da? Desenul de linie însă trebuie să scad foarte mult că-ți greșești de perspectivă. Hașură nu e rău. Da. Foarte bine aici, mi-e place ce văd, știi? Dar nu cred că o să pot să iei foarte mult, 47, 75, da. Sunt greșelile astea două de perspectivă, una aici și una aici, știi? Da. Desen de linie nu e rău. Originalitate, Și hașură, .360, cam de un 4 și un pic. Sunt prea multe greșeli de perspectivă aici și aici, da? Sunt chestii care n-au cum să te descalifică din prima, da? Desen de linie nu e rău. 1,6. Hașură 1,6. Originalitate, n-am cum să nu scad pentru asta, da? Și aici, știi? 1,4. Da? Vine 3. 4,60, 5,60, da, este de un 5,60. E păcat că avem un potențial, ia uite ceea ce finiție, da? Desen de linie, da. Hașură e un pic agresivă. Ai tu niște faze astea, te întărești cu ură. Tu te răzbun pe planșe. În planșe nu ți-au făcut nimica. Asta e viața, e nașpa câteodată, da? Nu trebuie să iei personal, să move on. Și se schimbă, da? Curge. Nu 2, desen de linie, hașură 1,4. Originalitate, ai niște chestii, să știi. Dar trebuie să scad pentru, da? Asta cel puțin, să știi greșel de perspectivă pe aici. Da? 2, 4, 2, 80, 5. Nu, da, cam un 5. Un 5 și un pic, poate. Da? Prea mult aici. Originalitate nu e rău. E un ceva, să știi. Desen de linie destul de slăbuț. Hașură. E un 4,40 cu brio, cred că. Chit că asta de aici e dezastru. Da, poate scăpăm. Da, e prea, trage prea mult în jos. Da? O! Oh! 06, 06, 03.
1,20, 1,50, 2,50. Să o pui pe Wall of Fame. Nu e rău, să știi. E la grafică. Semnul de linie îmi place, să știi, este ce trebuie. 2, chit că este un pic fucked up, așa gen. Ca și cum ai dat un pumn deodată, știi? Un pic prea, ce mai cu subtilități, știi? Încălzești un pic până la... eu vorbesc totul foarte metaforic, da? Dar pentru cineva care desenează, înțelegi ce zic, da? Că ai trăit chestia asta, nu trebuie să-ți explic. Desenul de linie trebuie să aibă un degradeu care este mereu accentuat, da, spre față. De asemenea, liniile de construcție trebuie să rămână în spate ca un fel de schelet. În același timp, ține cont de, da, faptul că nu avem timp infinit la planșă. Uite aici, e foarte bine cum ai făcut, da? 2, da? Aici e o problemă cu asta, cu cum e făcut. Și cred că e și o mică greșeală de perspectivă. 5, 6, 6, da, este de un 6,50, 6,60. Poate chiar un pic mai mult, că e interesant. Eu aș nota așa, să știi, dacă ar fi după mine, fiindcă ai niște calități care sunt evidente. Pac, pac, pac. Ce un pic fucked up, păi ce e fucked up și ce e fucked up. 3 bune, 3, da? Desen de linie 1, 2. Hașură 0,8. Originalitate 0,8. Mișcăm foarte încet, 2,80, 3,80. Fac cât de încet ne mișcăm. Desen de linie 1, hașură 0,8, originalitate 0,8. 2,60, 3, da, 2,60, 3,60, nu, cam de un 3, cred că este. Nu, nu, urcă. Asta e bine făcut aici. Ți-ți merge la anumite, da? La desen de linie 1,6, la hașură 1,16, la originalitate e un pic weird. Asta e problema, da? Să fim atenți cu weird-ul ăsta. Da? 3,20, 4,20, 5,20. Este cam de un 5 cu un minus mare în față, dar scad de aici, că nu... Da, e prea greșită perspectiva asta. Da? Desen de linie, hai să zicem un 1, hașură un 0,8, originalitate un 0,6. 2,40, 3,40, da, e cam... Nu. Nu e rău că ai niște calități, să știi. Cam de un... Hai să zicem un 3. Mam. Deci nu știu să măsor, că e clar de un... 3,70, ceva de genul ăsta. Foarte slab desenul de linie. Că desenzi prea pasiv-agresiv, nu întărești. Neîntărind, nu poți să dai hașură, n-are pe ce să pice hașura. Paula, desenul de linie 1,16, hașura 1,7, originalitatea nu pot, că trebuie gol aici, da? 3,30, 4,30, 5,30, da, este de un 5,40, așa. Cu mențiunea că n-am cum să-ți dau, că se scade că n-ai subiectul terminat, știi? Ramirea, dar desen de linie 1, hașura începe să fie ce trebuie. Și originalitatea, da, începe, ai tu aici un flair ceva, să știi. Și aici, astea două le-ai nimerit, restul sunt ciudate, da, am testat ce perspectivă are. Din păcate, nu pot să-ți dau foarte mult, că să fie de la 3,60, 4,60, 4,20. Nu pot, că e greșită perspectiva asta aici. Automat se va scade la orice admitere, orice portofoliu. La desen de linie suntem bine. La hașură suntem bine. La originalitate suntem weird un pic. 3,50. 4,10, nu. 3,50, 5,10, da, este un pic cam mult aer liber pe aici, da? Lipsește o umbriță. Nu un pic ăsta prea... Dar aici e foarte bine. Tot așa, 3 sunt făcute bine, 3 sunt un pic ciudate, știi? La desen de linie, surprinzător, e bine. La hașură, Și la originalitate încep să vadă probleme de perspectivă. Nu pot. Problemă de perspectivă. Tu încă colorezi totul. În loc să hașurezi doar umbra, tu hașurezi tot volumul, nu? Și acolo se irosește energia. Desen de linie foarte bine. Hașură foarte bine. Generalitate foarte bine. 4, 5, 90.
Este de un 6, cred că 680, să zicem. Dar le exagerez un pic, că nu... S-ar lua, știi, s-ar lua, că bă, de ce nu e, de ce este a făcut așa cu o ploașcă? Știi? Ar fi la limită, da? Bun, dacă sunt întrebări, v-aș ruga să vă uitați pe planșa voastră, notați trei chestii și o să începem cu, da? Când începem conversația la pregătire, trei chestii. În simulare, da? Începem fix cu asta, da? Bun, sporuri.